Da, deputat. Spuneați că atunci când e vorba de obiective importante, partidele există un soi de consens, măcar la nivel aspirațional. Bugetul de stat este o lege importantă? Mă cert, e una dintre cele mai importante. Partidul nostru a anunțat că va ataca la Curtea Constituțională atât legile bugetului de stat, cât și cele ale asigurărilor sociale. Așa este. Pe lângă această contestare la Curtea Constituțională, dumneavoastră, împreună cu PNL, ați depus în jur de 9.000 de amendamente. Da, nu e vreo 6.000, e vreo 3.000. Dacă e atât de important bugetul, cât ar lua discutarea acestor amendamente pe comisii și apoi în plen? Și când ar fi adoptat bugetul țării? Aici sunt două aspecte. Vă rog, vă rog, domnule deputat. Importanța bugetului nu rezidă din faptul că el trebuie să treacă repede și în forma pe care neapărat o vrea guvernul. Parantuială, guvernul vrea să treacă guvernul, doar pentru acordul cu PNL. Sigur, guvernul are o viziune, iar noi nu suntem de acord cu viziunea guvernului. În mod cert, dorim să avem un buget, pentru că România, la un moment dat, va trebui să intre într-o normalitate în 2011 și nu ne putem permite să amânăm, să spunem, intrarea în normalitate din toate punctele de vedere. Dar dacă acest buget prevede cheltuieli foarte mici în sfera salariilor bugetarilor, dacă acest guvern permanentizează această tăiere, și noi nu suntem de acord cu ea, dacă acest buget, să spunem, ne arată o scădere a puterii de cumpărare, deci o scădere a pensiilor și a puterii de cumpărare a pensionarilor, ele se bazează de fapt pe cele două legi, legea salarizării și legea sistemului unitar de pensii, care fiecare în parte consfințește scăderea puterii de cumpărare atât a salariaților cât și din sistemul bugetar cât și a pensionarilor. Dacă acest buget are și alte componente care noi putem să discutăm acum, să intrăm în detalii. Creșterea unor cheltuieli, de exemplu, unor cheltuieli la instituțiilor publice în domeniul achizițiilor pe care noi le considerăm de necesitate acum, în perioada de criză și așa mai departe. Dacă acest buget merge la această variantă, mă cer, noi suntem împotriva lui. Vrem un buget adaptat situației actuale a României. Sunt foarte important și 1.200.000 de angajați. 1.290.000. 1.290.000. Asta e ținta convenită cu fondul monetar. Foarte bine, aceasta este ținta. Dar ceilalți angajați nu fac obiectul moțiunii de cenzură, nici al reclamațiilor la Curtea Constituțională, nici măcar al unor interpelări. Ceilalți angajați sunt din sistemul privat. Din sistemul privat. Nu putem noi să intervenim în sistemul privat. Putem să discutăm despre ceea ce... Putem să intervenim prin măsuri indirecte. Dar nu putem noi să discutăm să dăm salarii mai mari în sistemul privat. Putem să discutăm să dăm salarii mai mari în sistemul bugetar, sigur. Sau de pensii. Adică lucruri care țin de o decizie politică.